Salutare tuturor! Mă bucur să ne revedem astăzi la al patrulea podcast al nostru. O avem de data asta invitată pe Natalia Mitru, o prietenă bună de-a noastră și o colegă din cadrul proiectului Open Doors Generation, un proiect care deja a depășit 50 de tineri, așa cum am zis și în podcasturile anterioare. Natalia este un specialist și medic rezident endocrinologie și nutriție. S-a alăturat acum aproximativ un an de zile proiectului Open Door Generation. A adus deja foarte multă valoare în programul nostru. Te salutăm, Natalia! Îți mulțumesc foarte mult de invitație și de prezentare în special. Da. Mai aveam multe frumoase de spus despre tine, dar te lăsăm pe tine să ieși în evidență. Ce faci, Natalia? Sunt bine, mulțumesc. Da, ești ok? Îți place la noi? Da, este extraordinar. Da. Este o atmosferă foarte plăcută. Super. Natalia, ce ți-a plăcut prima dată ție la programul nostru, la ODG? Cum ai ajuns și cum te-ai gândit să rămâi alături de noi? Îmi place să cred că fac parte dintr-o echipă unde aducem un plus valoare, un plus valoare tinerilor, pentru că aici sunt foarte mulți tineri ambițioși, care sunt visători, dar pun în aplicare ceea ce își doresc și sunt adepții schimbărilor, o schimbare pozitivă. Cum am ajuns aici? Asta s-a întâmplat datorită ție, tu ai dat startul tuturor și ne-ai adus împreună și cred că asta m-a minunat într-un anumit fel, pentru că eu vin cu o idee, vin cu talentul meu, încurajez mai departe și pe alții să se implice și poate oameni care nu sunt la fel de curajoși să iasă în față, să-și expună ideile și să arate ce au cel mai bun, rămân în umbră și este păcat, pentru că sunt foarte mulți tineri care au idei, dar totul rămâne la stadiu de vis. Exact. Chiar trebuie menționat, Natalia face parte din prima grupă de cursanți Open Doors Generation de când a început pandemia cu COVID. Asta pentru posteritate, ca să înțelegem despre ce pandemie vorbim, Doamne ferește să mai apare alta. Și pentru mine a fost foarte frustrant atunci că a trebuit să țin toate cursurile online, remote. Și nu aveam un exercițiu real pe a crea engagement și energizare adevărată pe cursuri de genul ăsta. Chiar am avut o reținere, știu că am amânat câteva zile decizia. A fost o perioadă grea pentru că, practic, eram cumva forțat să întrerup tot proiectul. Și am tot stat și m-am gândit, ok, cum aș transforma jocurile acelea. În momentul acela, cred că ați participat undeva puțin peste 10 oameni inițial, ați rămas în final, cred că vreo 9, ceva de genul ăsta. Și am ales, cred că din seria respectivă ați rămas doar doi. Și trebuie menționat că cei doi care au rămas sunt Natalia și fratele ei. Și ce este iar de menționat este că Natalia în acea grupă mi-a aducat aminte că mi-ai trimis un mesaj sau m-ai sunat. Mi-ai trimis un mesaj pe Facebook, cred. Da, și ți-am mulțumit. Da. Ok. Natalia, aș vrea să vorbim puțin mai mult despre valorile pe care programul nostru ODG le are și le aduce, atât valori pe care noi le insuflăm tinerilor cu care lucrăm, dar și valorile pe care ei le aduc în cadrul programului nostru. Și pas cu pas așa aș vrea să trecem după aceea către valorile pe care tu le-ai adus în echipa noastră, dar mai avem până acolo. Spune-ne puțin, te rog, cum vezi tu valorile pe care le are programul ODG? Vorbește-ne puțin ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc despre ce valori vorbim. Cred că este vorba, în primul rând, despre inovație. Pentru că și curaj. Curajul de a-ți expune ideile și de a-i convinge pe ceilalți să te urmeze. Îmi place foarte mult că ai pus accentul pe inovație, pentru că, într-adevăr, e o valoare la care eu, cel puțin când am început alături de primii parteneri ai programului, acest program ODG, nu m-am gândit deloc că o să se vină către inovație, o să mergem către inovație. De ce spun lucrul ăsta? Inițial, planul nostru era să share-uim și să francizăm modelul nostru de business vechi, adică bazat pe training, pe consultanță, numai că în timp am descoperit că tinerii sunt foarte creativi și mai mult decât creativi sunt inovativi. Pentru cine nu știe perfect diferența, creativitatea poate fi de gen artistic, inovația este de gen pragmatic, adică o creație care are utilitate, are pragmatism în societate, e utilă societății. Și am descoperit tineri care efectiv m-au super surprins
prin pragmatismul lor, prin cât de ancorați sunt în globalizare, cât de bine înțeleg ce se întâmplă, nu știu, în Statele Unite sau în Silicon Valley chiar, și sunt total departe de ei, cu toate că lucrez în zona de servicii, lucrez cu sute de companii și efectiv mă simt mic pe lângă acești tineri. Cred că mai spuneam și în unul dintre interviurile anterioare că pe de o parte este fenomenal că au venit alături de noi puși de 14-15 ani, extraordinar de inteligenți, și doi la mână că au venit cu niște idei care ne-au șocat, ne-au surprins, la care ne-am deschis așa în câteva minute. Și chiar ideea, conceptul acestui podcast aparține unui tânăr, unui puș de 14 ani, pe care inițial nici nu voiam să-l primesc la cursuri. Deci, dacă mi-ai fi spus acum vreun an de zile despre inovație, ori nu înțelegeam ideea, cum o înțeleg acum, ori nu o acceptam cum o accept acum, sau poate chiar mai fi ajutat să ne schimb mintea mult mai repede. Da, corect. Inovație e foarte importantă. Aș vrea să venim către niște valori pe care tu le aduci în cadrul echipei noastre. Tu ești un specialist pe un domeniu extrem de important pentru sănătate, pentru viață, pentru societate și așa mai departe, pentru familie ca nucleu social. Hai să vorbim puțin despre endocrinologie. Da, ce înseamnă endocrinologia, în primul rând, pentru cine nu înțelege? Practic, endocrinologie intervine în toate aspectele vieții noastre. Ca să-ți dau un exemplu simplu, ca să te simți fericit, ai nevoie de doi hormoni, dopamină și serotonină. Momentul în care intervine senzația de foame, stomacul secretă un hormon care se numește grelină și ajunge la creier, la nivelul unui receptor și anunță creierul că nouă ne este foame și trebuie să mâncăm. În același timp, să dau exemplu, hormonul insulină, care introduce zahărul din sânge, îl bagă în celule. În momentul în care există un dezechilibru privind acest hormon, apare obezitatea, care este o problemă foarte des întâlnită în rândul tuturor. Adică, cred că asta este spaima omului contemporan, așa, ca să zic așa, pentru că petrecem din ce în ce mai mult timp la birou, suntem statici, da, exact, joburile noastre s-au schimbat, am început să evoluăm. Într-adevăr, se zice că 60 este noul 40, pentru că mergem în direcția în care punem mai mult accent pe felul în care ne simțim și felul în care arătăm și vrem să trăim cât mai mult, să arătăm cât mai bine. Deci, în 60 e noul 40 în sensul că unii oameni la 60 reușesc să arată ca la 40, da, sau invers? Așa este. Da? Da. Ha, invidiez pe ăștia. Da, este un secret, dar cred că primul rând trebuie să fii fericit. În al doilea rând, trebuie să pui accent pe ceea ce mănânci și în al treilea rând, sportul. Cred că, da, dacă ești fericit și împlinit, mai departe poți să fii atent la ceea ce mănânci și mult mai departe poți să te axezi și pe mișcare. Putem spune că în ultima sută de ani secretul longevității ține mai mult de endocrinologie sau mai mult de industria farmaceutică? De ceea ce a demonstrat și descoperit medicina în domeniul endocrinologiei și, nu știu, fericirii și mișcării și sportului și faptul că înainte oamenii, nu știu, doar mâncau și făceau ce făceau pe lângă casă sau că, nu știu, au apărut medicamente noi și asta ne-a dat șansa să trăim mai mult. Cred că este o combinație între amândouă. Putem să privim centenarii din Sardinia care pun accent pe mult soare, pe mâncarea bogată în acizi grași esențiali, din pește, din uleiul de măsline, dar și pe starea lor de spirit și faptul că fac multe plimbări, sunt tot timpul în mișcare și atunci ei, într-adevăr, trăiesc mai mult. Dar putem să ne uităm și la oamenii din societatea noastră, care, într-adevăr, apelează la tot felul de trucuri de înfrumusețare și la tot felul de metode, care și ele vin în ajutor. Deci, practic, sunt niște lucruri complementare, endocrinologia cu industria farmaceutică privind longevitatea. Deci, practic, putem spune că inclusiv longevitatea japonezilor, de exemplu, da, ține de stilul de viață sau și de hrana bogată în acizi grași esențiali, apropo de pește, și japonezii mănâncă mult pește, ca și populațiile din zona mediteraneană. Da. Vedem o diferență față de nordici, de exemplu, cu toate că și au multe mări și oceane și lacuri, apropo de țara celor 1000 de lacuri, mănâncă și mulți pește, dar am putea spune că, de exemplu, nu știu, trăiesc mai mult decât polonezii sau decât
lituanienii sau decât chiar scandinavii? Într-adevăr, există o populație bine cunoscută de centenari în Japonia. Ei consumă foarte multă mâncare vie și mâncare vie mă refer la mâncare fermentată, care este bogată în niște bacterii care sunt esențiale pentru tranzit, pentru microbiomul nostru. Un fel de probiotice. Da. Probioticele pe care le cumpărăm noi din comerț în momentul în care luăm antibiotice ca să nu se dezechilibreze flora intestinală. Da, ei trăiesc mai mult datorită stilului de viață. Există în, hai să o numim așa, această știință a nutriției pe care voi o studiați și o share-uiți către cei care vor să o învețe, să o înțeleagă. Există cu adevărat așa numitele, nu știu, 10-12 superalimente sau alte 10 superfructe? Există un concept real? Este un concept real. Putem să ne folosim de antioxidanți. Eu pun foarte mult accent pe mâncarea vie. Adică în măsura în care ne place carnea, ne plac alimentele mai grase, trebuie să completăm porția în farfurie cu mâncarea vie. Adică legume proaspete, farfuria să fie cât mai colorată, să luăm cât mai mulți antioxidanți. Deci când mă refer la superfood, eu mă refer la mâncarea vie. În același timp trebuie să ne gândim și la semințe care au un aport de acizi grași esențiali. Toate nățurile, nuci, caju, migdale, dar să fie crude, să nu fie prăjite pentru că crește aportul de calorii și atunci trecem în extrema cealaltă, începem să ne îngrășăm. Să nu uităm de semințele de in, semințele de chia, care tot sunt, fac parte din categoria de superfood, iar fructele... Într-adevăr, trebuie să le preferăm pe cele mai puțin dulci. Adică mâncăm o banană pe zi, dar putem să mâncăm mai multe fructe de pădure pe zi. Putem să mâncăm și la undeva la 200 de grame pe zi. Deci cam asta este lista mea de superfood, ca să mă exprim. Așa, cred că le par simple, așa când le spui tu par foarte simple, de ce nu le respectă oamenii? Cred că suntem, suntem prea... antrenați în cursul vieții, în gândurile noastre și uităm de cum trebuie să ne bucurăm de mesele noastre, în ce măsură trebuie să facem mișcare. Ok, nu putem să mergem la sală, nu avem timp, dar am putea uneori să lăsăm mașina în parcare și să mergem pe jos spre locul de muncă și să luăm un mijloc de transport în comun. Și în felul acesta am adunat niște pași până la finalul zilei. Și ar face diferența pentru că astăzi mergi un pic, mâine mai mergi un pic și la finalul săptămânii se adun niște calorii pe care tu poți să le mănânci în plus pentru că ai făcut mai multă mișcare. Păi, ascultându-te, Natalia, mi-ai revelat practic un lucru extrem de relevant. Faptul că voi, ca medici nutriționiști, sunteți foarte important la prima și a doua ședință, eventual doar ca să divulgați niște tips and tricks-uri, niște secrete, dar după aceea importanța voastră este să vă ținem aproape ca prieteni, ca să ne dați acest reminder frecvent, să ieșim din cotidianul ăla pervers, da, în care efectiv urcăm în mașină când ne ducem să cumpărăm o sticlă de apă sau de pâine sau o pâine, în care ne stresăm zi de zi, în care punem în farfurie cât mai multă mâncare nu colorată și cât mai multă mâncare grasă, cu, nu știu, făcută la grătar cu 2-3 beri și cu un sticlă de vin bun, și uităm într-adevăr de, nu știu, tot felul de lucruri colorate, broccoli, nu știu, morcovi și alte lucruri interesante de pus în farfurie. Deci, practic, e important să vă păstrăm alături ca voi să ne creați această obișnuință cu ceea ce este sănătos și normal. Da, până la urmă este vorba de obicei. Acela ne dictează viitoarele alegeri și ne ajută să ne controlăm impulsiunile. Acum, eu nu vreau să arăt cu degetul momentul care cineva, nu știu, cum ai zis tu, mănâncă ceapă de porc și bea bere. Dacă asta îi place, este foarte bine, dar miza este să nu faci asta în fiecare zi. Adică știi că la final de weekend asta e plăcerea ta, poate vrei să mănânci și ceva dulce, dar după trebuie să revii la un stil de viață sănătos. Ce se întâmplă cu generația actuală? Așa cum vezi aici, avem o echipă tehnică formată din 5 colegi, toți în jur de 20-20 ceva de ani și așa cum îi vezi, toți foarte slabi. Au peste 100 de kilograme fiecare. Ce se întâmplă cu generația aceasta?
eu îi numesc generația de pufoși, pentru că devenim din ce în ce mai... Nu ne referim la voi, să știți, la pufoșii din spatele camerei. Ne referim la pufoșii prietenii și colegii noștri. Da, acum a fost o perioadă de încercare pentru toată lumea, pentru că copiii au petrecut din ce în ce mai mult în fața monitorului. Ora de sport a însemnat câteva minute cu profesorul de sport online. Copiii n-au mai vrut să mai iasă din casă nici măcar pentru cumpărăturile simple, s-au învățat așa și mulți dintre ei, dintre cei care au început școala, deja se vaită spunând că era mai bine acasă. Ei bine, nu este mai bine acasă pentru că copiii au nevoie de socializare, de contact social cu ceilalți și în momentul în care stai tot timpul în casă, începi să te gândești și la mâncare mai mult și atunci ai tendința să mergi de mai multe ori la frigider, să mănânci mai mult, apar tot felul de pofte, nu mai știi să diferențiezi foamea reală de o foame provocată de o poftă doar că te-ai gândit la ceva și îți dorești să mănânci ceva dulce și atunci este mult mai greu. E mult mai natural în momentul în care ești în mișcare să fii atent pe alte lucruri și nu pe mâncare decât atunci când ești în casă. Are legătură mâncarea cu depresia, de exemplu? Da, și aș vrea să punctez aici mâncatul emoțional, pentru că am început să mâncăm ca răspuns la emoțiile noastre. Ne simțim fericiți, mâncăm ceva dulce, ne simțim triști, iar mâncăm ceva dulce sau ceva bun, pentru că sunt persoane care preferă lucrurile mai sărate. Și atunci, da, este o problemă cu mâncatul emoțional. Am înțeles. Ok, ca să nu rămânem foarte mult într-o zonă tehnică și medicală și să îi plictisim pe cei mai fideli urmăritori ai noștri, evident glumesc, aș vrea să ne întoarcem puțin la valorile pe care tu personal le aduci în societatea românească și în special către echipa noastră ODG. Și aici aș trece prima dată, aș face un mic intermezzo prin faptul că știu că cumva ești chemată și în afara țării, chiar de curând ai acceptat să pleci undeva către Franța, către o, să zicem așa, o supra-specializare. Cum te împaci cu gândul că medicii în general, și uite și tu acum, ești pe punctul de a accepta această provocare să pleci pentru, nu știu, un an sau doi ani de zile în Franța? Ce se întâmplă? De ce pleacă valorile din România? Noi creăm aici valori, așa cum bine știi. Ne oferim cumva timpul nostru, energia și priceperea noastră tinerilor ca să contribuim puțin de tot, nu într-un mod magistral, la dezvoltarea societății, în special prin tineri. Ce facem? Că, sincer și eu, dacă primesc o chemare undeva din Franța sau din Germania pe vreo 10.000 de euro pe lună, cred că aș zbura. Aș lua primul avion. Da, aici vreau să spun că te admir, că tu ai ales să rămâi în România și ai ales nu doar să rămâi, ci să faci și o schimbare aici, prin faptul că tu ne-ai adus pe toți împreună și continui să mărești echipa de zi cu zi și nu doar că o mărești, dar și faci o selecție atentă, adică susții niște cursuri, vezi, urmărești implicarea noastră și măsura în care noi ne dorim cu adevărat să mergem mai departe, noi intrăm în echipa ta și asta este mare lucru, pentru că ni se dă șansa să fim puși în evidență și să spunem ceea ce gândim, ce vrem să schimbăm, ce putem să schimbăm. Vreau să subliniez doar puțin că am lăsat-o pe Natalia să-și continue ideea, nu sunt un fan al complimentelor primite, dar ai punctat cumva legat de valoarea echipei, nu de ceea ce fac eu, nu vreau să iasă în evidență ce fac eu, pentru că deja suntem un nucleu dur format din vreo 10-15 oameni care creează valoare mai departe. Apropo și de colegii care se implică în acest podcast și de absolut toți care muncim în nucleul dur al echipei. Deci nu mai e vorba acum despre mine, este vorba, eu am fost primele 3 luni, 6 luni, eu, Cristina și alți colegi mai devreme în proiect. Acum, cred că ceea ce mi-a plăcut în ceea ce ai punctat tu foarte mult este faptul că, într-adevăr, selectăm valoare. Și revenind acum la întrebarea cu plecatul din țară. Eu îmi doresc să plec din țară ca să îmi îmbunătățesc aptitudinile profesionale. Adică vreau să merg în afară, să arunc un ochi, să văd ce se întâmplă, cum ceilalți reușesc să facă lucrurile mai bine și apoi să mă întorc după un an sau poate chiar după 2 ani și poate să implementez ceea ce am văzut acolo și să-mi aduc aportul. Eu în felul acesta vreau să plec. Crezi că vei rezista, Natalia, tentației de a rămâne acolo când vei vedea o altă civilizație, când, nu știu, te vei duce poate zilnic prin Paris sau prin, nu știu, Saint-Tropez sau prin alte orașe minunate ale Franței și vezi civilizație, vezi
un spital mai profesionist, vezi oameni mai dedicați meseriilor și unui stil de viață mai wow, mai frumos, vei rezista tentației de a nu rămâne acolo și chiar să te întorci în România, unde, ca și cum îi spune mie, că eu acum din București aș vrea să mă mut la bunicii mei la țară și eventual să și devin primar acolo. Eu cred că România este în continuă schimbare și se văd îmbunătățiri și dacă vin eu, mai vine X, mai vine Y, poate reușim să facem ceva. Deci România nu o să rămână în următorii 10 ani, sunt sigură că nu o să rămână în punctul care este. Și plus de asta, pentru mine este foarte important să am oamenii dragi mie aproape, adică faptul că știu că sunt înconjurată de oamenii pe care îi iubesc și vorbim aceeași limbă și sunt prietenii mei, e familia mea, înseamnă mult pentru mine. Poate aș putea să fiu departe și să am un salariu excepțional și să trăiesc văzând civilizații în stânga-dreapta, văzând peste tot, dar... Până la urmă, la finalul zilei, când ești în casă singur, vrei să fii cu cei dragi și înconjurat de oamenii pe care îi iubești. Da, foarte tare. Și chiar ai punctat niște valori fundamentale. Uite, chiar vreau să spun că eu, așa cum știi, sunt ascultător de muzică rock și chiar rock mai tare, merg spre diferite stiluri de metal, heavy metal, speed metal și altele, gothic metal și așa mai departe. Și recunosc că atunci când descoper o piesă populară, de muzică populară de calitate, o ascult cu drag. Și chiar săptămâna asta am descoperit o piesă undeva de prin Maramureș cu românul care pleacă din țară, care muncește pentru bani frumoși, care face 1000 de euro sau poate chiar peste 10.000 de euro pe lună. Și exact ce ai zis tu, exact ăsta era mesajul în cântec, că la sfârșitul zilei și la sfârșitul lunii se simte singur și trist. Chiar dacă și-a făcut acolo câțiva prieteni, dar faptul că nu are originile lângă el, faptul că nu are tradițiile lângă el, faptul că nu are pe toți cei dragi lângă el sau pe cei mai dragi lângă el cu care a crescut, părinți, bunici, prietenii din copilărie și așa mai departe, într-adevăr doare pierderea aceasta a legăturii cu ceea ce este profund în noi. Și am regăsit în cuvintele tale și am ascultat când de cursă de vreo 5 ori provocat cumva de mesaj. Eu sunt un patriot, nu sunt un naționalist, nu am făcut lucrul ăsta, recunosc, doar din un altruism pur. A fost și o formă de egoism, altruism oricum e o formă de egoism, dar nu de egocentrism. Am fost egoist în două feluri. În primul rând, mă simt bine să ofer mai departe și să simt așa oamenii fericiți în jurul meu, să știu că am pus o amprentă în fericirea lor. Deci îmi dă o senzație bună, o stare de spirit foarte bună și probabil că are legătură cu endocrinologia, din ce mai învățam mai devreme. Așa, și doi la mână, trebuie să recunosc că este și o viziune pragmatică și egoistă în același timp, pe care o descoper de la o lună la alta tot mai mult. Mi-am dat seama de vreo 2-3 ani încoace că trebuie să învăț să mă reinventez. Eu fac afaceri de la 16 ani și... mi-am dat seama că anii oricum trec și că oricât de avangardist am fost eu acum 20 de ani, e greu să te reinventezi singur. Este incredibil cât de mult reușesc să mă reinventez cu tinerii aceștia lângă mine. Cred că mă și încarc cu energia lor, dar mă încarc cu viziunea lor. Am fost convins întotdeauna până acum vreo 6 luni de zile sau un an că le sunt net superior. Recunosc lucrul ăsta. Poate să pară cumva penibil ceea ce spun acum, penibil de autosuficient în sensul ăsta, dar asta simțeam. Simțeam că maturitatea mea, experiența, cultura mea, know-how profesional și așa mai departe, mă duc la un nivel net superior tinerilor. Și când a venit acest copil efectiv de 14 ani și în 5 minute, efectiv, mi-a creat acest, nu doar de click, că mă gândeam la podcastul, mi-a creat un trigger care a funcționat instantaneu să încep podcasturile și i-am spus, ok, săptămâna viitoare începem. Am început, am investit în toată echipa mea de acestea, am vorbit cu o parte dintre colegi, am remarcat că mai mulți dintre ei se gândeau serios la așa ceva, apropo de colegii de lângă noi,
și am început să creăm această valoare. Nu știu cât de super valoros e ce facem, nu sunt un fan al podcasturilor foarte funny și foarte bazate pe glume, pe miștocăreală și pe cu tot respectul pe hâțână, mă, nu știu cine, așa, dar adică prefer să ne urmărească doar 50 de oameni de foarte relevanți decât 50.000 sau 500.000. Dar încă o dată am tot respectul pentru cei care fac și fun și entertainment prin podcasting. Nu mă duc nici foarte mult către zona educațională. Îmi doresc foarte mult să promovăm valori ca tine. Și aș vrea să mergem către o altă zona a valorilor, Natalia, și să ne povestești puțin pe lângă acel curs pe care tu îl crești, despre care am vorbit, să-l oferim cât mai multor tineri în format de open training și în format de well-being, adică foarte antrenant, foarte interactiv, foarte distractiv, pe o doua direcție să mergem către companii și corporații. Așa cum noi deja am vorbit de mai multe ori, corporațiile mari ale lumii, folosind modele chiar din armată, au dezvoltat acest concept de well-being, să generezi stare de bine angajatului sau celui care este implicat în procesul tău, de exemplu, în procesul militar al armatei, nu știu, Statelor Unite. Atâta timp cât dai oamenilor senzația că locul de muncă este o extensie a vieții private, omul e mai fericit la locul de muncă. Și corporațiile investesc în așa ceva. Corporațiile care au o viziune și guvernanța, să zicem, corporatistă în adevăratul sens al cuvântului. Ele oferă angajaților acces la evoluție superioară, învățând tot felul de lucruri, de la desen, muzică, până la endocrinologie și nutriție. Și am vorbit despre lucrul ăsta, să mergem în corporații să oferim această valoare. Hai să vorbim puțin despre cursul pe care tu îl creezi și pe care în curând o să începem să-l oferim și poate chiar la distanță, la mare distanță din Franța, într-un format remote. Cum? Îți dai seama că nouă, ca și echipă, ne va fi și mai ușor să creăm un branding în jurul tău, deci nu doar un brand, un întreg proces de branding în jurul tău, pentru că vom vorbi nu doar despre un medic endocrinolog și de nutriție, vom vorbi de un medic român stabilit în Franța, care vine și dă din valoarea lui și externă sau luată din extern și o dă înapoi în România, direct de acolo. Adică tu rămâi ancorată cumva în societatea românească. Hai să vorbim despre lucrul ăsta puțin. Ce ți-ai propus prin cursul ăsta? De ce un curs de nutriție? Și cum l-ai numit? Că l-ai numit foarte interesant. Cursul despre longevitate și paralel sau opus despre mâncat emoțional. Adică am încercat să fiu atentă de ce au oamenii nevoie. Într-adevăr, au nevoie să învețe cum să fie mai eficienți, mai buni, cum să fie fericiți și au nevoie să știe cum să trăiască mai mult. Că până la urmă, asta este miza finală, să trăim cât mai mult, să fim sănătoși și frumoși. Și atunci întrebarea a fost cum putem să trăim mai bine, să crească calitatea vieții noastre și să arătăm mai bine. Și aici apare cursul meu despre longevitate, în care este un curs interactiv, în care învăț pe oameni ce să facă și cum să facă. Practic eu le dau niște idei, le dau un algoritm pe care ei trebuie să-l urmeze și să-l personalizeze în funcție de fiecare. Iar când vine vorba de mâncat emoțional, spuneam și mai devreme că foarte mulți oameni mănâncă ca răspuns la emoțiile lor, fie ele pozitive sau negative, și sfârșesc prin a deveni mai pufoși, prin a se îngrășa și atunci devine o problemă reală pentru că nu se mai pot opri. Ei își doresc să slăbească, dar a slăbi este legat de anumite emoții. Și atunci, care își doresc. Da, și pe, cu care trebuie să lupte, într-adevăr. Este un prim pas întotdeauna în îmbunătățirea performanțelor noastre în viață, este conștientizarea. Conștientizarea. Știi, la recunoașterea faptului că facem greșeli sau că putem aplica soluțiile despre care învățăm. Și al treilea pas este cumva prioritizarea. Adică, ok, am cunoscut problema sau soluția, am recunoscut că avem nevoie de ea după aceea sau că trebuie să o rezolvăm problema, după care prioritizăm în modul nostru de viață, în stilul în care ne trăim zi de zi, clipă de clipă, să prioritizăm acele pattern-uri bune, acele modele sau metode bune de a trăi bine. Pentru că noi toți știm ce este de făcut, ce este bine, cunoaștem toate principiile, dar parcă uneori trebuie să vină un om
să ni le transmită. Și asta noi să... Asta nu atâta, Natalia. Eu până la tine nu știam de mâncat emoțional. Adică, cumva, tu, cel puțin pe mine și presupun că și pe alții, cel puțin prin titlul și prin informațiile pe care le ofer, ca să mai spun prin declicurile pe care ni le creezi, reușești cumva să ne ajuți să conștientizăm ce înseamnă mâncatul emoțional și că este o capcană a vieții noastre. Da, deci nu știm toți. Pot să-ți dau un exemplu simplu. Seara când ne întoarcem de la muncă, luăm cina normal și la 2 ore stăm în fața televizorului și simțim nevoia să ronțăim ceva. Avem impresia că atunci nouă ne este foame și trebuie să mâncăm. În realitate suntem doar foarte obosiți, oarecum plictisiți și mâncarea ne dă un anumit confort. Pentru că în momentul în care mâncăm se secretă serotonină, ce vorbeam despre hormonul fericirii. Și atunci dacă mâncăm ceva dulce și gras, avem o stare de bine, dar acea stare de bine are o durată foarte, foarte mică. Și astăzi procedăm așa, mâine așa și la finalul săptămânii ne simțim mai pufoși, mai frustrați, ne uităm în oglindă, nu ne place ce vedem și într-un final suntem nefericiți. Și mâncăm iar, da. Bună. Da, așa se... Și așa de fapt nu știm, adică nu ne-a învățat nimeni lucrul ăsta. Și chiar dacă îl știm, îl uităm. Da, și în momentul în care vii la un curs, vezi că cunoști și alți oameni care au aceeași problemă cu tine. Facem un curs anonim, nu? Sau de grași anonim. Nu i-aș numi așa, dar vezi că nu este... De multe ori stăm singuri în casă și ne gândim că numai noi avem problema asta și suntem singuri din lume cărora ni se întâmplă anumite lucruri, dar în realitate sunt foarte mulți oameni care au aceleași probleme. Și atunci e bine să-i întâlnim, să vorbim despre ele și în felul acesta conștientizăm mult mai bine. Vin și fete frumoase la cursurile astea, apropo să-i întâlnim pe alții. Asta o să vă rog pe colegi să tăiați din film, că sunt bale soția mea. Da. Ok. În regulă. Deci învățăm foarte multe lucruri interesante, conștientizăm acele lucruri și ne oferim niște soluții în cursul acesta, nu? Într-adevăr, da. Cred că vin și cu conștientizarea e primul pas, soluția este următorul pas. Și cum prioritizăm? Ne dai un număr de telefon și te punem suna câteodată, băi, sunt trist, ce fac? Sau, uite, mă uit la un film foarte calm, mai vreau să mănânc niște semințe, Natalia. Și nu spui, bă, nu ca semințe, că te împuși mâine. Păi tocmai asta încercam să explic. Odată ce înțelegi și accepti și înveți principiile, apoi ai o putere mai mare ca să lupți cu acelea dorințe. Crezi tu? Și să le depășești. Eu cred că exagerez acum. Așa este, așa este, da. Bine, atunci hai să facem altfel. Dai celor care nu se pot abține, le dai o poză cu tine să o pună lângă televizor și când încep să mănânce semințe să zică, Natalia, frate, hai să nu mai mănânc semințe? Nu, creez o conștiință care le că noi avem, mintea noastră vorbește tot timpul cu noi și ne spune ce e bine și ce e rău și vom învăța să alegem ceea ce este bine, adică mintea ne va spune, păi știi că dacă mănânci nu te vei simți bine, vei fi mai obosit, nu vei putea să dormi, că este foarte important să menținem o distanță cam de 3 ore între ultima masă și ora de somn, ca să putem să avem un somn liniștit. Dacă alegem să petrecem timp la televizor până târziu și să și mâncăm ceva și apoi să mergem la somn, cu siguranță somnul nostru nu va fi unul odihnitor. Și atunci vocea conștiinței va veni și va spune, gata, oprește-te, nu mai mânca, nu te vei simți bine. Acea conștiință educată de tine. Educată, da. Că până la urmă totul se educă, ca să zic așa. Hai să comparăm puțin valoarea unui curs și forța mesajului unui curs cu o ședință particularizată, customizată cu un client. El e clar că, în mod ideal, merg împreună. Da? Pentru că într-un curs ești cu mai mulți alături și se creează un fel de facilitare de informații și de share-uire de emoții și de experiențe pozitive sau negative. Deci, în mod ideal, oamenii care te cunosc pe tine și care lucrează cu tine, e bine să vină și la curs și la ședințele particularizate, private. Revenind, e cu ceva, am putea spune, superior un curs de nutriție, că vezi cumva o valoare mare, specială în cursul pe care îl dezvolți pentru grupuri de oameni?
Cu siguranță, vorbeam despre acea conexiune pe care o ai cu cel care, cu mentorul, ca să-l numesc așa, cu mentorul, stabilești o conexiune în sală, dar și cu ceilalți oameni care simt la fel ca tine, și atunci când energia crește și atunci motivația crește, și e mult mai benefic să mergi la un curs decât să participi la o consultație unul la unul. Hai să revenim la ideea cu longevitatea, să vedem efectiv ce înseamnă longevitatea și care ar fi principalele, nu știu, idei pe care le puntezi într-un curs despre longevitate. Nu o să spunem totul, că să vină oamenii și la curs. Și aici, în prima rată, ți-aș spune, dacă știi, uite, în domeniul financiar, noi vorbim despre, eu am lucrat în domeniul financiar, vorbim despre riscul de longevitate. Este cumva metaforic spus de riscul de longevitate. Știi ce înseamnă riscul de longevitate? Nu. Să trăiești mai mult decât îți poți permite din punct de vedere financiar. Da? Să ajungi undeva la vreo 100 de ani sau 90 de ani, copiii să aibă vreo 70 de ani sau, nu știu, abia să se susțină și ei financiar, nepoții să fie plecați prin America sau că prin Franța ca tine și bunicul să zică, na, că am ajuns la 95 de ani, am 700 de lei pensia și a naibii nu e pensie specială, și numai medicamentele mă costă 300 de lei și întreținerea încă vreo 300 de lei. Și ce mai fac cu 100 de lei? Să se uită lung la o ciocolată sau la o durere de dinți să nu poată repara dacă mai au dinți și așa mai departe. Deci toată asta e riscul de longevitate. Cum îmbinăm longevitatea bună din toate punctele de vedere cu un standard de viață bun? Ce recomanzi oamenilor din punct de vedere al longevității, la vorbind strict din punct de vedere nutrițional? Păi, în primul rând, sunt importante relațiile pe care le avem cu ceilalți. Contribuie foarte mult la starea noastră de spirit și felul în care ne simțim. Dacă găsim fericire în orice lucru și suntem mulțumiți de viața noastră, atunci suntem cu un pas mai aproape de longevitate. Poți să spun un banc aici, apropo de fericire? Da? Știi de ce fac femeile riduri așa între sprâncene și bărbații așa pe frunte? Nu. Nu? Pentru că atunci când vine bărbatul seara și e însurat, îți dai seama că nu vine la iubita lui, vine la nevasta acasă, nevasta se uită așa la el și se încruntă așa și zice, unde-s bani? Și face riduri așa. Și bărbatul zice, care bani? Și face riduri așa, știi? Deci de asta, cam așa cu fericirea. Și după aceea s-a răzbunat și bărbatul pe chestia asta și după câțiva timp nevasta îl întreabă, ce ai făcut tu așa extraordinar în viața ta să meriți o femeie fenomenală ca mine? Și el se uită așa la și zice, nu știu, dar promis să nu mai fac. Deci, apropo de relații fericite, da? Okay, să, da? Nu vreau să se înțeleagă altceva, eu sunt foarte fericit cu soția mea, deci nu vreau să fiu omorât până mâine. Ok, revenim. Deci, relații fericite. Ce înseamnă relații fericite? Acum, pe bune. Relații fericite înseamnă să știm să ne temperăm emoțiile, să știm să socializăm cu ceilalți, să știm să ne ținem prietenii aproape și să fim prietenoși. Cred că asta este foarte important. Doar la fete frumoase m-am gândit în momentul ăsta, știi? Să fim fericiți, să ne ținem prietenii aproape, m-am gândit la prietene, deci numai la chestii de genul ăsta, nu știu, deci da, cred că o să o fiu ucis. Cum să cultivăm mai emoții pozitive și da, să fim o prezență plăcută, da, prezența celorlalți. Păi da, asta nu ține de nutriție, nu înseamnă că dacă mănânc bine am și o prezență agreabilă. Sunt unii, nu știu, s-au născut răi și mănâncă bine. Îi vezi, sunt grași și mănâncă bine. Noi vorbeam despre longevitate, ce să facem ca să trăim mai mult și ce emoții să cultivăm și cum să ne simțim. Ok, Natalia, păi spune-ne puțin, te rugăm, cum e cu longevitatea asta și cu hrana, ajută hrana la longevitate și în afară de morcovi aici. Pentru că morcovii, știi cum e, sunt și ieftini, sunt și buni și sănătoși. Într-adevăr, morcovii au efect antioxidant, la fel ca celelalte legume și fructe, mâncarea vie, în principal, are efect antioxidant. Ce e un oxidant? Un oxidant este un radical liber care este o moleculă instabilă și atunci trebuie să preia din molecula noastră un electrod și molecula noastră rămâne destabilizată, expunsă îmbătrânirii, infecțiilor, degradării. Practic ne protejează împotriva ruginirii celulei. Ăsta este efectul antioxidant. Dar nu, și e atunci chiar foarte tare ce ne spui, pentru că chiar nu știam că morcovul este antioxidant. Deci mi se pare o super informație asta. Da, și putem să îl clasificăm ca și superfood.
pentru că ne ajută în longevitate. Exact. Deci și este un aliment ieftin la îndemâna oricui. Adică dacă nu avem bani de broccoli, ca să zic așa, sau de avocado, putem să punem în farfurie la micul dejun și un morcov. Morcov crud sau putem să facem salată din el, să-l dăm pe răzătoare cu ulei de măsline și lămâie. Și este foarte bun. Foarte tare. Da. Deci chiar asta o să fac. Ulei de măsline și cu lămâie. Lămâie morcov. Sau oțet balsamic. Foarte tare. Deci din punctul meu de vedere, sunt un super... din categoria tip-centrics-uri, super informație. Mai există alții antioxidanți și, să zicem așa, ieftini? Strugurii, prin conținutul de resveratrol, sunt antioxidanți, dar trebuie să fim foarte atenți la porție și să-i mâncăm în prima parte a zilei dacă nu vrem să ne îngrășăm. Dacă nu avem probleme cu greutate, atunci putem să-i mâncăm în orice moment al zilei. Dar de preferat cântărit, ca să zic așa, undeva la 150 de grame este porția corectă de strugure. Și în felul acesta obținem și efectul antioxidant. Vinul, pe de altă parte, și el are efect antioxidant. Îmi place, îmi place. Dar, vinul roșu, dar cu măsură, da, vinul roșu. Maxim 7 pahare, nu? Nu este vorba de 7 pahare, ci este vorba o dată pe săptămână, un pahar de vin... este benefic pentru sănătate. O să mă duc să mănânc emoțional. Doar un pahar pe săptămână? Da. Dacă ai probleme cu greutatea, doar un pahar pe săptămână. Dar dacă nu am pot, unul pe zi. Nu, dacă nu ai probleme cu greutatea, atunci, să zicem, ocazional, de 2-3 ori pe săptămână. Ok. Semințele de dovleac? Semințele de dovleac, semințele de in, semințele de chia, semințele de floarea soarelui, dar să fie crude, pentru că prin procesul de prăjire se crește aportul de calorii și nu vrem asta. Vrem să obținem de la ele acid graș esențial și mai puțin calorii. Ok, Natalia, e adevărat, hai să intrăm în categoria puțin Mythbusters. Este adevărat ce îmi spuneai la un moment dat, că nu îngrașă carnea, sau e doar o nouă legendă? Într-adevăr, carnea nu îngrașă și chiar ne ajută în procesul de slăbire, pentru că ne furnizează aminoacizii esențiali, care intră mai departe în componenta mușchilor, mușchii care susțin metabolismul. Deci, și plus de asta, organismul depune un efort foarte mare ca să proceseze proteinele din carne și să le descompună mai departe în aminoacizi. Deci problema nu stă la carne. Noi ne îngrășăm din cauza carbohidraților și din cauza mâncatului oricând și oricând. Carbohidrați, mă refer aici la făinoase, adică noi trebuie să consumăm pastele, cartofii, orezul cu porția. Și o garnitură poate să însemne și dovlecei, salatele, vânăta, avocado, conopii, da, broccoli. Deci putem să alegem și verziturile, ca să mă refer așa, spanac, varză. Nu trebuie să avem tot timpul o garnitură formată din carbohidrații care ne îngrașă. Plus de asta, dulciurile la fel. Dulciurile sunt cele care zahărul ne îngrașă și vreau să punctez aici legat de longevitate că zahărul ne îmbătrânește. Deci nu doar stresul, nopțile nedormite, consumul de alcool exagerat, ci și zahărul s-a constatat sau au existat studii și zahărul îmbătrânește. Deci dacă vrem să fim tineri și frumoși, trebuie să consumăm zahăr cu porție. Cu toate că aici, dacă ne gândim bine, bătrânii foloseau zahărul și pe poze conservant în, nu știu, la murături. Marcă te-ai gândit într-o manieră evident needucată că zahărul, ai zice, domne, conservă, evident, nu celula vie. Deci, practic, absorbit, nu știu, ceea ce conține zahărul, de fapt, distruge sănătatea omului și scade longevitatea, din câte ne spui. Da, dar în trecut nu existau aceste alimente super procesate, ambalate, bombe calorice, practic, foarte concentrate. Adică ele, în momentul în care mănânci un croissant cumpărat din comerț, trebuie să te gândești că mănânci zahăr cu făină și cu margarină. Practic, la asta trebuie să te gândești. Într-adevăr, îți place, este bun, dar dincolo de asta te gândești ce beneficiu poate să-ți aducă ca și sănătate. Astăzi îți faci pofta cu un croissant, dar mâine trebuie să mănânci un fruct, un măr, de exemplu. Apropo, spune-ne puțin despre mere. E adevărat că merele chiar ajută? Sunt și ele antioxidante?
Da. Merele sunt antioxidante și este și zica la un măr pe zi, ține doctorul departe și așa este. Și este un fruct foarte ieftin, sezonier, pe care îl găsim mai tot timpul la noi în țară și eu chiar încurajez consumul de mere. Super, Natalia, foarte multe informații utile și bune pentru o viață sănătoasă și lungă. Aș vrea să te întreb unde te găsim. Cei care ne urmăresc acum vor să participe la următorul tău curs. Unde te găsesc? Mă găsiți pe Facebook, Natalia Mitru, doctor nutriționist, și acolo eu fac tot timpul update legat de informațiile pe care le furnizez, cursurile pe care urmează să le fac. Deci acolo mă pot găsi. Ok, atunci îți propun ca în cel mai scurt timp să avem un curs foarte interesant despre nutriția cu tine și cu cât mai mulți tineri. Așteptăm înscrierile pe Natalia Mitru, doctor nutriționist, pe Facebook și hai să vedem cât de mult ajutăm oamenii de azi înainte să aibă o viață mai bună. Și aș deveni aici și la programul ODG, la tinerii noștri, și încă o dată subliniez faptul că atunci când spunem tineri, avem în echipă și oameni de 50 de ani. Adică pentru noi tânăr înseamnă un spirit tânăr, dar într-adevăr, ca și grup țintă, sau cei mai mulți dintre colegii noștri sunt undeva la 18-27 de ani, 28 de ani pe aici. Aș puncta pe lângă ceea ce ai spus tu, cu o viață sănătoasă pe baza unei alimentații sănătoase și unui stil de viață sănătos și unei mentalități sănătoase apropo de fericire, aș puncta și aspectele financiare, pentru că până la urmă omul acumulează stres din cauza jobului și jobul e necesar pentru bani și banii sunt necesari pentru plata factorilor. Și omul, dacă trăiește într-un oraș competitiv, cât de că București e un oraș competitiv, poate nu ne comparăm cu New York-ul, dar e un oraș competitiv comparativ cu un sat undeva din vârf de munte. Ai nevoie să plătești facturi, ai nevoie să ai un standard de viață puțin superior, ai nevoie să ai o mașină poate mai bună, mai sigură, mai frumoasă. Ai nevoie de lucruri care costă. Și atunci omul, luptând pentru acele lucruri, intră eventual într-o morișcă a unui cotidian stresant, intră într-o capcană a șobolanului, cum vorbește Robert, despre care vorbește Robert Kiyosaki, și în final uită toate poveștile despre nutriție, despre alimentație sănătoasă, despre un stil de viață sănătos, pentru că se încarcă negativ la serviciu cu urletele unor șefi, cu ședințe stresante, cu targeturi presante, cu colegi răutăcioși, cu venit acasă și unde vrea să fie liniște și eventual își găsește soțul sau soția tot stresată sau stresată la job, niște copii care nu știu, au luat o notă mică la școală sau urlă sau au făcut o boacănă și acumulează un nou tip de stres și la un moment dat efectiv nu mai este o prioritate să mănânce sănătos, mănâncă ce apucă ca să nu mai doară stomacul. Și atunci, cred că, pe de-o parte, trebuie să spunem tuturor că rolul tău ca nutriționist este să fii aproape de oameni, să le dai acele remindere despre care vorbeam mai devreme. Pentru că altfel, tu ieși din cotidianul lor. Nu tu neapărat, Natalia Mitru, ci tu, ca și concept, ca și idei, ca și soluții pentru o viață mai bună. Iar din punct de vedere financiar, vreau să punctez aici că ceea ce facem noi ca și echipă cu tinerii din jurul nostru, încă o dată tineri pe toate categoriile de vârstă, îi învățăm cum să aibă ceva puținică libertate financiară și eventual și independență financiară, cum să-și diversifice veniturile în viața lor, cum să câștige la un moment dat pe categoria de venituri pasive. Deci, practic, suntem o echipă în interiorul căreia acumulăm valori pentru o viață mai bună pe toate palierele vieții. Da? Vorbim despre alimentație, vorbim despre un stil de viață mai bun, vorbim despre prieteni cu care nu avem de împărțit un job și niște sarcini legate de job și niște targeturi legate de job. Fiecare lucrează complementar cu ceilalți și mai mult decât atâta, fiecare dintre tinerii care vin alături de noi poate fi implicat în vreo 5 business-uri. Și fiecare business se aducă lunar un 200, 500, 1000 de lei. Ceea ce este super. Ok, Natalia, mulțumim frumos. A fost un interviu super.
Mi-a plăcut foarte mult tot ceea ce ne-ai învățat astăzi și sper în cel mai scurt timp să avem ocazia să ne întâlnim la cursurile tale cât de repede se poate. Mulțumim mult încă o dată și dacă vrei să îmi spui ceva celor care vă urmăresc în fiecare, ai ocazia. În primul rând îți mulțumesc ție pentru invitație și da, accept provocarea să colaborăm mai departe pentru cursurile de nutriție și abia aștept să începem. Iar celor de acasă vreau să le mulțumesc că m-au urmărit și să nu uităm că sănătatea trebuie să fie tot timpul pe primul loc.